polițiști de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale, investigarea fraudelor desfășoară în această perioadă în județul Satu Mare și în celelalte județe limitrofe frontierei cu statele non-UE, acțiunea blocada pentru menținerea unui climat de liniște publică și siguranță. În ultimele două zile, pe raza județului Satu Mare au fost constatate 36 de infracțiuni și s-au aplicat peste 1000 de sancțiuni contravenționale, iar ca măsuri complementare au fost confiscate aproximativ 27.000 de țigări, 11 arme și 40 de bucăți de muniție. În activitățile Desfășurate în cadrul acțiunii blocada, polițiști au reținut 18 permise de conducere și au retras 11 certificate de înmatriculare.